Bine v-am găsit la un nou episod din noastră de Brawl Stars. Astăzi o să scriem 20 de Brawl Box-uri și un Big Box. Nu o să găsim pe toate 75, deoarece vreau să-mi las 55 de cutii, deoarece o să fiu plecat și vreau să deschid câte 5 cutii pe fiecare episod și să filmez toate episoadele într-o zi. Îs mai multe chestii aici la... Deci de asta o să rămână 5-5, ca să pot filma de dinainte. Ăsta ar fi clanul pentru cei care vreți să mă întrebați. Invites only, 2400 trophies required. Și suntem 91 din 100. Ideea e că oricum nu-mi bat capul. Am zis că dau senior la 3000 plus să fie acolo, ceva mai interesant. Plus că nu tare mă interesează locul pe care suntem, deoarece pur și simplu clanul în momentul de față nu te ajută cu nimic, e doar de formă, doar să mai joci cu prieteni și mai departe. De asta nu merită să-ți bați capul. Mamă, să fiu un top cu clanul, mamă! Multă lume își bate capul cu chestiile astea, nu înțeleg de ce. Bun, și până în chestia asta aveți în descriere Discord-ul, unde puteți să intrați și să vă căutați partenerul de joc. Avem camere de duo, de squad, tot ce vreți. Camera specială, bine, camera de voce și camera specială de chat, unde puteți să întrebați, bă, care vine la Brawl Stars? Și dacă cineva vrea și acolo, o să vină. Bun, hai să începem direct cu Big Box-ul! Și-am uitat să-i dau sunet. Da. Wait. Aici. Gata. Cred că e cam tare, nu? Cred că e cam tare. Atunci îl lăsăm cam așa. Și eventual să... Ok, hai să nu. Bun, hai 20 de Brawl Box-uri. Deci în primul rând coinuri, bam, ricoșe și gemuri. Ok. Chiar îmi place. Eventual cred că... Băi. Uite că nu vrea pe aici. Cred că acum sau... Niciodată nu m-am priceput cu sunetul ăsta. Hai să lăsăm așa. Doamne ajută. Încă 19 cutii. Deci a doua cutie. Jesse și ok, tichete. Chiar îmi place când îmi dă tichete. Deci tichetele sunt cele mai importante, pentru că vreau să strâng mai multe, să mai joc când o să mai vină să fac cutii și... Nu cred că strâng eu 110, dar vedem. Vedem. Asta cât ai oare? Nici n-a fost când. Ok, bun, tichet. Ok, aia mă interesează tichetele. În rest, ce pică. Asta e a 5-a cutie. Perfect, Nita, Piper și iată. Cred că în episodul de astăzi o să jucăm mai mult cu Colt, să facem și pe el rank up. În general vreau să-i duc pe toți pe la rank 10. Daryl, Tara și un bonus, o 200 de doublere și asta merge. Plus 25 de points pe Tara, care e super ok, 69 de cutii. O deschis și către 69 de cutii, da. V-am zis, vreau să le țin să fie ceva special, să fie câte 5 Brawl Box-uri în fiecare episod. Poate pică ceva, dacă nu aia, pentru că o să filmez cam 11 episoade în aceeași zi, deoarece mai o să fiu plecat destul de mult timp. Hai să vedem. Ok, Shelly, Tara și atât. Bun, mai avem încă 11 cutii. Coinsuri. Jesse, Barley și atât. Slab, nenea, slab. Bun, coinuri, Poco și Penny. După, mai avem în felul următor. Tara, ok, 5 pe Tara și Nita. Nici pe Nita nu tare folosim nimic. Coinuri, Nita, Piper și bonus, 2 tichete. Măcar tichete, dacă nu dai un brawler legendar, măcar tichete. Colt, Ricochet și atât. Bun, mai avem 6 cutii de deschis, dar vreau să văd ceva. Deci era la shop, parcă așa era chestia asta, nu? 0,0768, ok? Hai să vedem, căci că dacă cu cât deschizi mai multe cutii, după ce deschidem 6 cutii, să vedem cu cât se modifică cu ceva. Bine, n-am fost atent la număr, o să puteți să vedeți voi pe filmare și o să mă uit și eu pe filmare după, probabil. Bun, mai avem 4 cutii, coinuri, Bull, El Primo și atât, ok? Acum... Coinuri, Poco și Brock. Ai încă două, ultimele două cutii din acest episod. Dă-i ceva bun, uite că te-ai încărcat. Na, coinuri, Penny, Pam și bă, nici măcar tichete, frate. Bun, și asta ar fi ultima cutie. Mortis. Să mor tu că mi-ai dat lopătarul. Ia-i durere. La basket e bun. Da, deci, fraților, Brawler Mythic. În sfârșit, da, parcă totuși Frank era interesant, parcă totuși o legendară, frate, o legendară, Neptica Mortis. A, și ai două, ce tare, ai două skin-uri pe el și 150 de gemuri pentru Rocker. A,
Ok, dar interesant că ai două. Și bă, asta o să le iau. Să jucăm la solo show. Stai că ăsta parcă era mai fain, nu? Da, ăsta era mai fain. Hai să vedem cum e Mortis. Nu știu să joc cu el, vă zic sincer. O să ne luăm bătaie, din nou. Totuși, Brawler mitic. Deci mai avem Frank și legendarele, ok? Câți? Hai să vedem cum lopotează, deci. Uai, da, dă băiatul nostru. Că trebuie să dea vreo... Multe lovituri. Uai, Mortis. Nenicule, olio! Fugi! Nu, fugi! Ăla-i! Fugi! Nu! Chitaristul vieții. Chitaristul vieții mele. Ah, 3. Ok, hai să mergem mai departe. A, e numai 3 de data asta. Oricum o să facem mai mult. Cred că hai să vedem, a doua oară e cu noroc. A, suntem 2 Mortis. Ce tare. Ok, o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, 6, 6, de 8 ori. Deci, ok, înțeleg că are power 1, dar totuși de cred că numai la fotbal e bun. Cred că o să rămân la ideea că numai la fotbal e bun Mortis. Băi, las. Ceva pe aici, nici aici, nici o cutie, ok? Da, exact. Cum să nu pice Pam, care are un range gigantic. No. Hai să încercăm la fotbal, că la fotbal parcă era interesant. Îți spun ce echipă o să-mi pice. Deci cred că și la fotbal e la fel dacă am power mic pe el. Hai să-l încercăm totuși. Hai la fotbal. Am văzut o chestie interesantă, deci eram cu Cătă, pe live. Și ne-a bătut unul. Deci, și-o bătut joc de noi în ultimul hal cu Mortis. Pe bune. Deci, cred că trebuie să iei, să dai mingea, să mergi, să... E chiar foarte dubios și contra echipei astea, chiar nu știu ce să zic. Nu, n-am luat mingea. Eu. Fugi, fugi, fugi. Eu. Fost aproape. Eu mă duc să iau mingea. Nu, eu iau mingea. Nu. Am luat gol. Am luat mingea, am luat golul, practic. Aproape. Am luat mingea numai că în alt fel. Și cu mingea trebuie să dau încolo și... A, trebuie să... Am uitat că auto-atac chestii nebune. Ok, și primul deschis. Și nu, 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 ăla-i, ăla-i. A, de unde? Dar trebuie să exersezi cu ăsta, adică... Și oare scăzut? Nu, tot pe 0. Și uite că mi-a dat... Ok, mi-a dat 10 tokene. Hai să mergem totuși la modul ăsta de joc și să luăm... Sincer, să fiu ori Piper, ori Pam, orice cu range mare. Ori Brock, ori Colt. O să luăm pe Colt. Îmi place mult Colt la modul ăsta, pe mapa asta, nu neapărat la modul de joc. Deci e chiar super bun. Pe orice, bine, pe orice mapă unde ai nevoie de range, Colt e super bun. Are și range, și damage, și tot ce ai nevoie. Plus la modul ăla de joc în care scade din viață dacă nu bați pe nimeni și îți dă viață dacă dai damage. Deci, la modul ăla de joc, sincer să fiu, cred că cei mai buni sunt Colt și Pam. Pentru că au un atac, au și multe, deci multe gloanțe în primul rând și în al doilea rând sunt mult, mult peste. Orice brawler la modul ăla de joc. Cred că primul ar mai fi bun. Dar cam atât. Hei, salut. Hai să ne încărcăm și noi ultimata. Și dacă zice zeu autoatac, nu, nu-i bun autoatacul pentru că trebuie să intuiești unde ar veni adversarul. Bun. Asta, deci, îmi place că la modul să joc nu se bate nimeni, știi? Like... Hai toți friendly! Și am ratat ultima ta. This is too easy, da, foarte easy. Hei, măcar l-am putut. Nu. Asta se numește autoatac, dacă dădea cu aim-ul, dădea bine. Nu. Uite. No.
Hai să plecăm cât mai departe. Sper să nu fie... Ok, nu nimeni aici în mijloc. Deci auto e mai bun, dar... Nu tot timpul. Da. Ăla-i, bravo. Și luăm, gata. Da, da, nimerea ești cel, adică... Eu-l țin acolo, tu... Așa, așa, perfect. Mai suntem trei. Trei dintre care una e Penny și celălalt e Bull. No, pe Bull trebuie să-l batem. Uai, nu, ultima ta... Ah. Mortarul ăla mi se pare super OP, mai ales dacă ai level mare. Dacă ai power mare pe Penny, mortarul ăla rupe. Bine, nu știu, cred că depinde și de jucător, adică... Da, nu tare și... Depinde, dacă ești în mișcare continuă, mortarul ăla nu-i tare bun, dacă... E cum e mapa asta, mijlocul ăla foarte închis. Poți să câștigi foarte lejer cu mortarul. Deci și Penny ar fi. Cam după cum a zis, pe mapa asta orice are range-i bun. Nu tare contează ce face, cât range să aibă. Că și Piper-ul e bună. Gata. Două power-up-uri, niște damage la Bull. S-o băga direct, dar mă așteptam. Cum să nu se bage direct Bull? Pleacă. Eu ia să plece. Bă. Du-te, să nu te văd. Așa. S-a dus și Bull. Hai. Bă. Să nu... Cum îi bate? Stai. A, la fuge. Și-l fugărez pe ăsta, nu? Tras mai bine că vine la partea aia, nu poți zice nu. Care... O, oh, uite-l pe Frank. Frank, Spike, ce să... ăla-i. Și ăla. Ah, da, eu fu... Showdown deja, nu, stai să-mi revin un pic. E în partea dreaptă, l-am văzut. Să nu fie și pe aici cumva. Ia, ne întâlnim din nou. Gata, aia a fost și win frumos cu cold, v-a zis. Orice are range mare, e bun. Nu tare contează. Deci Mortis pe mapa asta era inutil. Am încercat și pe cealaltă mapă. Mortis cred că e caracterul ăla care e numai bun la fotbal, deci... No, nu cred că... Ah, Crow, salut. Nu, că... Mi-o cam... E bun, deci e foarte bun Crow. Numai că trebuie să știi și să-l joci. Ăla-i. Bălării. Uite-l pe Abdul. Ce așa Abdul? Ah. Nu știu, mi se pare că... De fapt, hai să lăsăm... Să lăsăm Crow în pace. Mai bine nu. Ei. Bun. Să ne crăcăm ultimata măcar. Gata. S-a dus amândoi. Ok, primii doi. Asta e nașpa la modul ăsta de solo și de asta cel mai fain mod de solo. Mi se pare ăla cu power-ul. Că trebuie să dai damage ca să îți refaci heal-ul, altfel nu ți-l refaci. Pentru că așa măcar lumea se bate, așa, uite, stăm, ne plimbăm pe mapă, mai dăm de Bull care fuge și sunt... Aoleo, Bull de power 6. Hai, Crow, fii atent, facem o schemă. Facem cum să... Ăla-i și... bună. Bă, tu ce vrei să faci de acolo? Bine, partea n-aș pe care puțin HP Crow. Adică îi prind 4 hituri și e mort, cam mai e problema. Aici cineva? Cred că s-a pus, fiți atenți. Bam. Nu s-a pus acolo. Sau aici? Nici aici. Ah, ok, Shelly. Nu, n-are nicio șansă. N-are nicio șansă să intre dacă nu mă distrage Crow din altă parte. Aș vrea să fac și chestia asta. Și acum Crow. Hai. Are ultimata. Am știut eu că sare. T-au sărit exact să mă bat, o sărit. Și vezi cum să mă bat. Mi-a dat. Exact când să da. Mi-a trebuit auto-atac acolo, nu? De asta. Ai bun auto-atacul de la locul lui. Nu în momentele astea.
Măcar au fost bune token doublerile alea pe care le-am deschis și ăsta e ultimul meci pe acest episod. Oricum am făcut ceva trofee, am făcut... Așa? Vreo 20, cred că. 20 în vreo 10, 12 minute, ceva genul. E ok. Chiar e ok. Azi, dacă mergem direct în mijloc, oare avem norocul ăla să... dăm peste un bull care să ne bată sau... e tot ok și putem să ne luăm și noi power-up-urile astea? Leon. Ok, avem și un leon pe aici. Ia uite-l acolo. No. Bătaia, asta înseamnă low. Perfect, perfect, perfect. Și du-te la leon, ăla-i, bravo leone. Aia a fost. Bine, nu-i ca și cum m-am dus intenționat să mor. Ok, oricum am făcut o trofee. Hai să vedem câte am făcut acum cu Colt. Și 21, uite că am fost o praf. 21 de trofee, 2700, să facem imediat 3000. Bine, dacă mă pun rapid, dacă mă pun într-o zi să joc vreo oră, două, fac 3000, dar nu asta contează. Noi o să încheiem aici acest episod, sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare. Până atunci, aveți deja voi, din nou, acesta este clanul pentru cei care vreți să intrați și aveți Discord-ul în descriere dacă vreți să vă căutați amici cu care să jucați duo, squad și mai departe. Și până la viitoare, aveți deja voi, toate cele bune, eu am fost Ușmen, la revedere!